Pentru pericopa evanghelică de astăzi avem un subiect de finețe teologică. Toate le-am păzit din tinerețe, referindu-se la porunci tânărul bogat, și totuși Iisus îi găsește o variantă mai înaltă de viețuire duhovnicească și îi spune, da, dar îți mai lipsește una. Vin de toate și urmează mie. La acest răspuns, dacă vrei să fii desăvârșit, este o întrebare care ne interesează pe fiecare în parte, cum trebuie să înceapă desăvârșirea. Și o să o luăm ce înseamnă treptele desăvârșirii. Cred că asta ar fi punctul foarte care l-am putea noi dezbate pe tematica de astăzi. Desăvârșirea este și în cele materiale, când omul este împlinit. Și dacă ne-am gândit la doi oameni desăvârșiți, ne-am gândit la Avram, care în momentul când a intrat în dispută cu Lot, au luat-o unul la deal și unul la vale și și-au împărțit turmele fără să se certe. Când a fost chemat de Dumnezeu, a lăsat totul și s-a dus din ținutul Ur în ținutul Hebronului, unde a fost apoi întâmpinat și răsplătit de binecuvântarea Sfintei Treimi sub chipul celor trei tineri de la stejarul din Mamvri, ne punem întrebarea într-un singur mod. Câtă lepădare de sine sau câtă voință de sine este să-ți lași acareturile și casa și masa sau să-ți strângi cortul și oile și dobitoacele și să te duci la porunca lui Dumnezeu într-un loc pe care nu-l cunoști. Și iată-l pe Avram ajuns în ținutul Hebronului, unde va hrăni la masa sa pe Sfânta Treime cu azimă, cu lapte și cu miel. Mergând la alt desăvârșit în cele materiale, ajungem la casa lui Iov, care avea 7 fii și 4 fete sau 3 fete, cămile, boia, sine, dobitoace, averi, bani peste bani, iar la curtea lui slugile purtau brâul de aur. Nu cred că găsim un patron care să facă măcar marginea la icuson în firma lui de aur, la cei care lucrează, dar minte să le pună brâu de aur. Deci asta înseamnă măreția și slava și puterea bogăției, care, privită din punct de vedere omenesc, înseamnă bunăstare, infrastructură, economie, PIB și tot ce vrem noi să transformăm în termen economic, dar înseamnă desăvârșire materială. Am mai putea spune că desăvârșirea materială constă și în frumusețea unei arhitecturi, desăvârșirea materială constă și în realizarea, să spunem, a unor locuri frumoase, dacă vreți. Noi le numim astăzi puncte turistice, dar dacă ne gândim la o desăvârșire materială, putem să mergem cu mintea până la templele acelea care le-au făcut budiștii prin Thailanda sau pe la Machu Picchu sau tot felul de nebunii din astea. Ați văzut ce lucrări ample dăruite divinității, dacă o luăm, chiar dacă este vorba de o divinitate primitivă, dar modul și gândirea arhitecturală sunt cele care impresionează până unde merge desăvârșirea minții omului în ceea ce înseamnă frumusețea materială. Făcând un raport cu cuvântul Psaltirii, toate vor periși într-o clipeală de ochi, vor fi ca fumul și nu se vor mai găsi, pentru că vorbim de cer nou și pământ nou. Deci vorbim în primul rând de desăvârșirea sufletească, dorința de a dărui lui Dumnezeu ceva frumos. Ajungem și la desăvârșirea personală. O altă desăvârșire o putem spune că este și arta. Arta sculpturii, o desăvârșire, și aici mergem până la pictarea sau sculptura în bobul de orez. Putem merge până în cele mai delicate și fine lucrări făcute de popoarele japoneze, chineze, asiatice, care au acele miniaturi care fascinează.
sau putem merge până la cele mai frumoase scrieri și caligrafii pe care le are lumea, până la cele mai frumoase edificii care au cele mai frumoase ritmuri de culori sau, dacă vreți, gândiri de împletirea bunului gust a culorii și a minții omului amestecate în ideea de frumos, și am mai putea vorbi de o desăvârșire în cultură. Socrate, Platon și cu... mai este încă unul care l-am uitat. Deci ăștia din Balcani ai noștri, care sunt cei mai renumiți, care au rămas și până în zilele noastre ca filozofi ai timpului, sunt oamenii care ne-au lăsat nouă, cum spunem într-un cuvânt, înțelepciunea care zidește, înțelepciunea pozitivă. Deci acești filozofi au văzut umbrele strălucirii creștine și umbrele strălucirii desăvârșirii în bine a omului până la cele mai înalte cote umane. Dacă ne coborâm în filozofia duhovnicească, vom întâlni cea mai grea filozofie cu care se luptă creștinismul de 2000 de ani de la Hristos încoace. Ne aducem aminte că atunci când Iisus a fost scos pe un podium, pe un arc înalt și a arătat lumii în Ierusalim, li s-a spus, iată omul, adică uite, acesta e modelul care trebuie să-l urmați, dacă ar fi să ne lămurim de ce a fost acea imagine gândită și făcută de Pilat fără să-și dea seama. Și atunci ne întrebăm, desăvârșirea creștină poate fi asemănarea cu Dumnezeu după chip și lucrare, asemănarea lui Dumnezeu după chip și asemănare, așa cum am fost creați buni, drepți, sfinți, desăvârșiți. Ce spune Iisus Hristos? Fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel din cer desăvârșit este. Și dacă ar fi să mai căutăm încă o desăvârșire în ceea ce înseamnă lumina minții, înțelepciunea și toate celelalte, am putea vorbi de desăvârșirea înțelepciunii prin toți sateliții ăștia care străbat cosmosul, prin toată tehnologia modernă care a ajuns prin robotizarea și lucrarea fină, să facă operații, să execute tehnologii, să lucrez cu ele în sistem industrial, în sistemul fin. Mă rog, nu mai trebuie să vă explic eu că tehnicile care înainte erau de mărimea unui dulap, astăzi o bibliotecă digitală are mărimea unui zar. Și tu poți să bagi acolo kilotone de informație, deci care stau pe acea bucățică de stick, gândit, pus într-un aparat și tu citești online tot ce vrei direct din stick-ul respectiv și nu trebuie să ții 10 dulapuri sau 100 de dulapuri de cărți. Această desăvârșire vine din insuflarea Duhului Sfânt și din înțelepciunea omului de a se perfecționa până unde? De la mărimea creației lui Dumnezeu. Deci dacă ne gândim cum arătau munții, pădurile virgine, fauna neatinsă, necunoscută, marile pustietăți de astea din jungla africană și locuri în care oamenii poate încă n-au descoperit ce înseamnă orașul sau urbanul sau oameni sălbatici care încă nu știu ce la alfabet sau limbă, până la cea mai sofisticată tehnologie prin care poți să comunici și să vorbești sau să lucrezi de la un capăt al pământului la altul. Mai simplu ca bună ziua, dacă ne gândim ce capacitate au undele de a pune o cameră în fața calculatorului și a-l vedea pe celălalt în altă țară peste ocean în fața calculatorului și să vorbești cu el. Deci consider că este un plus de desăvârșire în înțelepciunea umană și în tehnologia modernă. Vi le-am prezentat pe toate acestea pentru că erau necesare. Noi nu putem intra în Evanghelia de astăzi fără a ști ce bogăție posedă lumea. Avem bogății naturale, depinde cum le păstrăm, avem bogății materiale, depinde cum le folosim, avem bogății intelectuale, depinde ce facem cu ele,
Avem bogății tehnologice, depinde cu ce scop lucrăm cu ele, și avem bogăția personală, adică acest cap, care este softul tuturor acestor descoperiri și invenții, la baza cărora stă gândirea filozofică, gândirea înțeleaptă, mintea ascuțită, cum spunem noi, sau luminată de Duhul Sfânt, și gândindu-ne numai departe până unde ar vrea omul să ajungă, cum spune așa mai prin filmele astea SF, că ei visează multe, dar cai mai sunt și morți, potcoavele căzute, să te teleportezi în timp, să ajungi pe altă planetă prin nu știu ce sistem de, mă rog, filozofii din astea lumești. Dar noi ne întoarcem la Evanghelia de astăzi și spunem așa, că la Hristos a venit un tânăr care era și bogat pe deasupra, bogat pentru că reprezintă lumea de care v-am vorbit, tehnologia modernă a lumii de astăzi, și a zis, bunule învățător, ce să fac să am viață veșnică? Prima reacție pe care o are Mântuitorul, privește cu drag, știa că nu-i viclean. Deci Dumnezeu iubește pe omul deștept. Să nu trăiți vreodată cu impresia că smerenia înseamnă o anumită doză de prostie. Niciodată. Smerenia înseamnă un act firesc prin care tu privești